Ca să fie Domnul. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adunat din nou în această seară de joi, undeva la aproximativ jumătatea săptămânii. Și în această seară, deosebit de celelalte seri, aș vrea să avem un cuvânt care să ne facă să reflectăm la familie. Pentru că noi știm că dacă familiile sunt sănătoase, în mod implicit și bisericile sunt sănătoase, și cred că una dintre cele mai mari lupte care se dă la ora actuală e lupta îndreptată împotriva două instituții divine, adică pe care Dumnezeu l-a creat, familia și biserica. Dacă familiile sunt distruse, în mod evident, biserica suferă și este în continuă criză. Și uitați-vă ce se întâmplă, începând de la nivelul cel mai înalt, proiecte legislative, foruri decizionale și multe alte lucruri care se întâmplă în viața de familie, ne dăm seama că va trebui în vremuri ca acestea, mai mult ca oricând, să fie predici pe tema familiei și mai mult decât atât, noi să rămânem la ceea ce Dumnezeu ne spune cu privire la îndatoririle soțului, soției, a părinților, a copiilor. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Așa că, în această zi, vă invit să deschideți Biblia la Efeseni, capitolul 5. Voi citi de la versetul 21 până la versetul 33. E un cuvânt care, cu predilecție, se îndreaptă către familie, soț, soție. Iată ce spune cuvântul Domnului. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Că bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele, să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica, și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, să iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine, și nevasta să se teamă de bărbat. Până aici cuvântul Domnului, n-ați zis amin, am zis eu amin, e suficient, puteți să reluați locurile. Ținând cont de împrejurările în care ne aflăm, de dinamica vieții, de provocările care de la o zi la alta se schimbă și sunt din ce în ce mai diverse, cred că unul dintre lucrurile cele mai importante care ar trebui să caracterizeze creștinii este înțelepciunea. Însăși Biblia abundă în versete biblice care cheamă la înțelepciune. Fiți înțelepți ca șerpi. Și atunci, uitându-ne la înțelepciunea unui șarpe, înțelegem că el își protejează capul, mintea, gândurile. Pentru că acolo este sediul tuturor convingerilor, informațiilor, învățăturilor pe care noi le avem. Prin urmare, dragii mei, cred că pentru a păstra înțelepciunea pe care Dumnezeu o cere de la noi, este o obligație fără de care nu se poate ca fiecare dintre noi să protejăm învățătura. Pentru că, având învățătură sănătoasă, există o garanție
necesară, dar nu și suficientă, că vom avea și o conduită sănătoasă. Dar dacă nici învățătura nu este sănătoasă, în mod evident, comportamentul, felul de trai, de viață, de conduită, este cu totul demn de condamnat. Prin urmare, totul pornește de la învățătură. Și în această zi, sigur că subiectul înțelepciunii este un subiect foarte vast, însă în această zi vrem să circumstanțiem subiectul și să vorbim mai cu seamă despre înțelepciunea în viața de familie. De când ne naștem și până murim între maternitate și mormânt, fiecare om pe pământul acesta este expus la cel puțin 3 mari factori de influență. Prima și cea mai mare influență pe care o avem fiecare dintre noi este influența părinților în viața noastră. În momentul în care copilul s-a născut, copilul preia de la părinți totul prin observație, prin imitare, și nu întâmplător copiii se numesc copii pentru că ei au tendința să copieze totul de la noi și numai așa se și dezvoltă. Între înțelepciune și inteligență e diferență. Inteligența este un dar cu care te naști, înțelepciunea o dobândești. Cu inteligența poți face rău, cu înțelepciunea niciodată. Sunt oameni care folosesc înțelepciunea în a sparge case, în a fura, în a sparge conturi, în a face tot felul de pagube, a crea arme, bombe nucleare. Și uitați-vă, dragii mei, că inteligența poate fi folosită și în scop rău uneori. Înțelepciunea niciodată. Inteligența te poate ajuta să rezolvi anumite lucruri care țin de zona pământească. Înțelepciunea te asigură nu doar cu privire la rezolvarea problemelor ce țin de pământ, dar mai ales cu privire la veșnicia ta, la raiul lui Dumnezeu. Și cred că în această zi Dumnezeu vrea să ne mute cu atenția și dacă se poate să dăm cu zoom asupra celor versete biblice care cheamă la înțelepciune. Vedeți, în general am observat că părinții în procesul influențării copiilor au folosit câteva metode și probabil că în câteva dintre ele v-ați regăsit. Una din metodele pe care părinții le-au folosit pentru copii a fost frica. Dacă nu faci cum îți spun eu, te bat. Vezi, nu iau, zice. Și prin frică, prin constrângere, am încercat să inoculăm celor mici copiilor anumite achiziții valorice, principii de viață. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că cea mai bună metodă nu e prin frică, deși cei mai mulți dintre noi am fost învățați prin frică. Eu te-am făcut, eu te omor. De parcă autorul vieții ar fi omul. Autorul vieții e Dumnezeu. El dă viața, el o ia. Însă vreau să vă spun că metoda fricii e o metodă preluată din sistemul comunist, care în general poate că a făcut mai mult rău decât bine, pentru că tot ce faci din frică nu e iubire adevărat. Și nu e din convingere, e doar din constrângere. Când un om se pocăiește doar de frica iadului și rămâne acolo, el nu se va dezvolta niciodată. Eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu din dragoste de Dumnezeu. Eu nu trebuie să stau lipit de Dumnezeu de frică să nu mă trăznească Dumnezeu, ci pentru că îl iubesc atât de mult. Soția nu trebuie să stea lângă un bărbat pentru că e frică să nu o moare, ci pentru că îl iubește și nu-și înțelege viața în absența lui. Copiii nu trebuie să asculte de părinți, în primul rând, de frica parului sau de frica nuielei, ci din respectul pe care și l-au câștigat. Și vreau să vă spun că odată a zis un copil la vreo 15-16 ani unui pastor despre taicăsu, zice, la 15 ani mi-a fost frică nu de tata, de parul lui. Dar când am ajuns la 30 de ani, nu mai mi-a fost frică nici de tata, nici de parul lui. Că și atunci eu vedeam că el trăiește în ipocrizie. Vreau să vă spun că prima metodă e metoda fricii, care nu e cea mai sănătoasă metodă de educare a copiilor noștri. O altă metodă care s-a folosit a fost metoda recompensei. Dacă faci ce spun eu, îți dau bani, îți dau cadou, îți cumpăr telefon, îți cumpăr, nu știu, Balenciaga, îți cumpăr ceva ce tu îți dorești. Nici metoda recompensei nu e cea mai sănătoasă, pentru că vei crea în mintea copilului percepția că orice
face în lumea asta trebuie recompensat. Și nu va înțelege ce înseamnă voluntariat, nu va înțelege ce înseamnă să te dăruiești, nu va înțelege spiritul de sacrificiu, nu va înțelege ce înseamnă să faci ceva pentru Dumnezeu. El întotdeauna la orice activitate care se cere, pretinde o recompensă. Pentru că el așa a fost obișnuit. Fac asta doar dacă mi iese ceva. Și dezvoltăm o societate de mercantili, de oportuniști, de utilitariști, care încearcă să facă cu lumea, cu viața, cu Dumnezeu, cu biserică un business. Dacă nu-mi iese, nu fac. A treia metodă a fost metoda rușinii prin manipulare. Dacă nu faci ce zic eu, te spun la frați, te spun la ceilalți colegi, te spun la școală, te spun la doamna educatoară, la doamna profesoară, la nu mai știu cine. Și uitați-vă, dragii mei, că aici s-a creat un fel de conflict interior în inima micuților. Fapt ce a condus la ceea ce spune Biblia, nu întărâtați pe copii la mânie. Și au adunat în sufletul lor o grămadă de traume, pentru că ei n-au înțeles de ce trebuie luptele din propria familie să fie discutate cu alte familii. Și atunci de ce el a trebuit să fie expus unei astfel de rușini? Nu va înțelege treaba asta. O altă metodă, dragii mei, pe care des am văzut-o că se folosește și cred că este cea mai recomandată, am numit-o eu metoda constructivă de educare și influențare a copiilor noștri. Și aceasta presupune trei domenii. În primul rând, învățarea. Proverbe 22:6 spune, învață pe copil. Cala pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Deci, metoda constructivă înseamnă, în primul rând, informează-l. Învață-l. Spune-i cu argumente, pro și contra, avantaje și dezavantaje. De ce este bine să facă lucrul acela sau de ce este rău să facă lucrul respectiv? A doua metodă constructivă este disciplinarea. Copilul trebuie disciplinat. Disciplinarea nu trebuie să fie disproporționată cu fapta greșită pe care a făcut-o. Disciplinarea nu trebuie să fie motivată de a-mi da curs sentimentelor mele de mânie ca părinte, nu lasă că l-am prins eu și acum, uite, toată supărarea mea o vărs pe el. Disciplinarea trebuie să aibă ca scop întotdeauna corijarea lui, îndreptarea lui, reabilitarea lui. Și evident, a treia metodă, și a zice cea mai importantă, este modelul. Toate aceste trei metode, învățarea, 2, disciplinarea și 3, modelul, adică să te dai pildă tu ca tată și ca mamă, sunt trei metode care de fapt înseamnă metoda constructivă de a-ți educa și influența copilul. Și prima mare influență este mama și tata, sunt părinții. Prima influență în viața de familie. În al doilea rând, a doua influență este caracterizată de prietenii de lângă noi. Vine o vreme când influența părinților scade. Noi putem să educăm pe cei de lângă noi, adică pe micuții noștri, câtă vreme ei ne întreabă tata asta cum îi. Tata, ce părere ai despre asta? Sunt ani în perioada copilăriei când îi disperat copilul să stea lipit de tata și de mama. Uită și de somn! Uită și de telefon, uită și de dulciuri, uită de orice. Numai să stea în compania tatălui și a mamei. Numai astăzi, după ce am venit de la diferite activități, am ajuns destul de târziu acasă și copilul a zis, tati, acum vrei să faci lupte cu mine? Și a luat o pernă. Și o jumătate de oră a trebuit să-i acord timp, să mă joc cu el. Pentru el e fascinant să vadă că taică-s-o-i acordă timp. Și să te și lași înfrânt. Pentru el e fantastic treaba asta. Că tata îi acordă lui timp, că îi dă atenție, că îl aude, că e important în ochii lui. De aceea, dragii mei, câtă vreme copilul îți caută atenția, poți să le duci și să-l înveți. Dar în ziua în care el o să-ți închidă ușa, o să-ți închidă ușa în cameră și o să zică, tu nu mai faci parte din cercul meu de influență relevant mie, e prea târziu să-l mai înveți. Că e un timp în care noi am vrea să mai fugim de copiii noștri. Aulu, iar mă întreabă, iar tată, lasă că mă zăpăcești de cap. Și e un timp în care noi mai căutăm atenția lor și ei nu mai vor. Și asta e perioada adolescenței, când de la 14-15 ani. E prea târziu să mai încerci să faci educație. E destul de târziu atunci. La 14-15 ani, deja se mută sfera de influență de la părinte către prieteni. Anturaj. Pentru el nu devine relevant ce spune mama. Aproape că nu mai dă doi bani pe ce spune mama. Nu spun că e bine ce face el.
că o să se lovească mai târziu de diferite bariere în viață și o să spune, bă, mama a avut dreptate, tata a avut dreptate. Dar pentru el nu mai e relevantă părerea mamei și nici a tatălui. Pentru el cea mai relevantă e părerea colegului de la liceu. Deja acum e și el clasa 8-a, 9-a, a intrat la liceu, a 10-a. Și ce discută cu cercul lui de prieteni e cu totul și cu totul relevant. Ce spui tu ca păstor aproape cade de la sine. Ce spune predicatorul de aici, faceți-mi un exercițiu și v-ați îngrozit să vedeți cât rețin adolescenții între 14 și 18 ani din ce se predică aici. Pentru că ei sunt tot cu gândul la Bitcoin. Ei sunt tot cu gândul la business și la afaceri și la realizări profesionale. Ori vreau să vă spun, dragii mei, că atunci rolul nostru ca părinți este să avem grijă la ce prieteni înconjoară. Și evident, urmează a treia mare influență în viața noastră. Puneam părintele, doi prietenii, trei, partenerul de viață. Urmează vremea când el ia se căsătoresc. Și atunci, cea mai mare influență devine partenerul de viață, soția sau soțul. Și atât de important, dragii mei, să fim o influență bună pentru partenerul de viață. Dar pentru asta avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea, aproape că nu doar în capitolul acesta, sunt în Biblie pasaje întregi în care Duhul Sfânt se ocupă special de viața de familie și spune cum trebuie să comporte soțul, cum trebuie să comporte soția, cum trebuie să comporte părinții, cum trebuie să comporte copiii. Și iată, dragii mei, că sunt pasaje întregi în care Biblia aduce sfaturi pentru viața de familie. În această zi, aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră patru aspecte care se constituie sub forma unor ingrediente care trebuie să caracterizeze o familie condusă de înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că titlul predicii mele din această zi este tocmai acesta, înțelepciunea în viața de familie. Și a zice că primul aspect asupra căruia trebuie să reflectăm în această zi și primul ingredient care ar trebui să caracterizeze o familie creștină înțeleaptă este autonomia familiei. Vreau să afișați Geneza capitolul 2 cu versetul 24. Uitați-vă ce spune Domnul Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Știți ce înseamnă asta? În momentul în care noua familie se formează, din momentul acela, părinții ei sau a lui trebuie să facă un pas în spate. Pentru că cele mai multe probleme în noua familie care se formează sunt socrii. Și atunci socrii trebuie să aibă înțelepciunea să știe să facă un pas în spate, să zică noi respectăm și recunoaștem, validăm noua familie care s-a format. Aici spune că sunt câteva probleme. Vreau să subliniez câteva nuanțe. Pe de o parte, ar putea să fie părinții dominanți, care nu pot să perceapă copilul că este acum un preot în casa lui. Și este un cap de familie. Și tata îl vede tot ca pe pruncul lui. Și mama îl vede tot ca pe pruncul lui. Și toată viața a fost obișnuit să-l conducă, să-l domine, să-l influențeze, să-i dea direcția. Numai că acum se căsătorește. A format o altă familie. Și din momentul acela apar discuții. Prea mult te duci la ai tăi. Prea mult te duci în partea cealaltă. Socrimar, socrimiști te invită fiecare la familia lui. Zice, prea mult îi acorzi timp celuilalt. Binecuvântat e omul care câteodată stă mai departe. Asta sunt situații excepționale. Adică dacă părinții socrii sunt undeva într-un alt oraș departe, aproape că problemele astea nu mai apar. Dar sigur că poate apărea timpul care se acordă pe WhatsApp, pe telefon, în discuții, în diferite aporturi financiare sau, eu știu, ajutor care se dă. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că prima greșeală e a părinților dominanți care vor să controleze noua familie. Din momentul acela va trebui să înțelegeți că e o altfel de dimensiune. Se creează o nouă entitate, o nouă familie și atunci părinții care acum sunt socrii, ei nu mai pot decide în locul noii familii.
Ei nici nu mai pot să poruncească. Biblic, ei mai pot doar să dea sfaturi. Iar noua familie care se întemeiază în raport de părinții și părinții socrii vor trebui să acorde respect, să cinstească părinții și părinții socrii. Dar mare atenție la această greșeală care este un fel de atentat împotriva principiului biblic autonomia noii familii, adică libertatea ei. Lasă-i spațiu să se formeze, să crească. Prima problemă este părintele dominant. A doua problemă poate fi părintele hiperprotectiv sau protector. Nu, copilul meu să nu sufere, zici. Ai grijă, zici. Te învăț eu cum să faci, că nora e cam. Generele nu știu cum. Și părintele hiperprotector, aproape că ar vrea să meargă cu tine până în patul conjugal, să te învețe pe tine. Să meargă cu tine la serviciu, să meargă cu tine peste tot. E părintele care nu realizează că, mă, s-a produs exact cum zice Biblia, cu săgeata aceea de izbăvire, a zburat din arc. Și atunci trebuie să-i acorzi încrederea și autonomie. O altă problemă care ar putea fi, care se intre în conflict cu principiul autonomiei familiei, este părintele cărui cordon umbilical nu s-a rupt. Stai să văd ce spune mama. Bă, dar eu vorbesc cu tine, m-am căsătorit cu maică ta. M-am căsătorit cu tine, Ioane. Nu am, hai să luăm noi decizii. Nu, zice, stai să văd ce spune mama. Vreți să vă spun de cazuri în care anumiți băieți aduceau banii la mama, să-i țină mama? Înseamnă că ei n-au fost pregătiți pentru căsătorie. Deci există foarte mult subiectivism. Știți povestea că a zis odată o femeie, zice, fata mea a nimerit extraordinar. Păi de ce, zici? Zice, a nimerit un băiat extraordinar, am un gine, zice, dar ce faci? În fiecare dimineață, zice, îi duce ceaiul la pat fetei mele. Îi pregătește micul dejun. Dar zice, băiatul meu a nimerit mai rău. Îl pune nora să-i facă ceaiul. Îl pune nora să... Adică, vedeți cât subiectivism este la om. De aceea, dragii mei, în lumina Sfintei Scripturii va trebui să ținem cont de acest principiu al autonomiei. Vedeți, multe probleme ar putea fi evitate în momentul în care există această înțelepciune de a înțelege că o familie condusă după modelul biblic, o familie înțeleaptă, va trebui să se formeze independentă de părinții și părinții socrii. Ei ce mult pot da sfat, pot să-i sprijine în rugăciune, în post, financiar, sigur, până când vor ajunge și să realizeze anumite lucruri. După aceea roata se întoarce, pentru că așa spune Biblia, și la un moment dat va trebui copilul să ajute părintele și să nu-l abandoneze. Deci ideea unui azil n-a fost niciodată voia lui Dumnezeu. A fost o soluție a unui stat pentru niște copii care au uitat de principiile lui Dumnezeu. Și vedeți, când ajunge copilul la vârsta de 40-50 de ani, este pasibil oricând de un conflict intergenerațional. De ce? De exemplu, e la vârsta în care copiii au crescut și urmează să se căsătorească, să intre la facultate. Pe de-o parte trebuie ajutați, iar pe de altă parte părinții îs bătrâni spre 70 de ani și au nevoie din ce în ce mai mult de ajutor, de sprijin. Și atunci greutatea cade pe umerii lui și va trebui să se împartă și pentru copiii care urmează să se căsătorească, să le ofere o mână de ajutor, dar pe de altă parte și pentru părinții care acum sunt bunici și sunt vârstă și nu mai pot. De aceea, dragii mei, noi nu va trebui să uităm de niciunul din segmentele acestea și asta ține de înțelepciunea pe care Dumnezeu a descris-o în Sfânta Carte, Biblia. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre al doilea ingredient pentru o familie înțeleaptă. Pe lângă autonomia noii familie, am numit acest al doilea ingredient asumarea rolului pe care bărbatul și femeia îl au fiecare în parte. Și să ne înțelegem și să ne asumăm niște roluri foarte clare. Și pentru a ști ce rol are și unul și celălalt, e musai să fim atenți la nevoile cu care în mod ființial, Dumnezeu ne-a creat în lumea asta. De exemplu, aș vrea să încep acum, pentru că
în mod predilect, intenția noastră se îndreaptă către partea surorilor, aș începe cu cea care s-ar putea să vă descurajeze, dar uneori s-ar putea să nu vă dați seama cât de mare este nevoia asta pe care dumneavoastră o aveți. Prima nevoie pe care o are femeia este nevoia de direcție. Ea trebuie să fie condusă. Nu știu dacă a știut. Iar bărbatul trebuie să-și asume rolul de a fi preot și autoritate în casa lui. În lucrarea lui Dumnezeu, fie în biserică, fie în familie, fie în cosmos, în universul acesta, este o ordine perfectă. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii și părinții sunt autoritate peste copii. Și vreau să vă spun vis-a-vis de subiectul acesta că Biblia afirmă foarte clar că după cum bărbatul este capul nevestei și după cum și Hristos este capul bisericii sau în alt context biblic spune al bărbatului, 1 Corinteni capitolul 11, va trebui să existe aici ideea de supunere. Îmi place să-i spune versetul 21, supuneți-vă. Versetul 22, fiți supuse nevestelor bărbaților voștri ca Domnului. Grecescul supunerii aici este hupotasso, înseamnă a așeza în ordine. Deci, cuvântul în greacă e mult mai profund. A așeza într-o ordine. E ca și cum, stimate gospodine, dumneavoastră vreți să faceți curat în bucătărie și printre rafturi începeți să robotiți, să faceți curat și spuneți, eu știu, bunurile alimentare trebuie să existe pe raftul ăsta, eu știu, uleiul, oțetul, delicatul, etc. Eu știu, celelalte bunuri trebuie să existe într-un alt raft. Farfuriile, paharele și faceți o ordine și le așezați fiecare în sertarul lor. Tot la fel și Dumnezeu, în momentul în care a creat familia și biserica, a așezat o ordine. Și a zis așa, bărbatul să fie capul. Și acum întrebare, există vreo limită a supunerii femeii în raport de bărbatul ei? Dumneavoastră ce ziceți? Sau din cap, surorile. Care să fie limita? Păi în Coloseni, capitolul 3, Sfântul Apostol Pavel spune femeile să se supună bărbaților în Domnul. Știi ce înseamnă asta? E o limită. Femeia trebuie să se supună bărbatului până la păcat. Și în momentul în care proiectul, decizia pe care o ia bărbatul intră în conflict cu voia lui Dumnezeu, aici operează principiul se cade să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu? Și răspunsul e, se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu. Punct! Când vom opera cu principiul acesta, e foarte simplu. Dar vreau să vă spun, dragi surori și dragi frați, faptul că cel mai sănătos pentru o familie și pentru o femeie e să înțeleagă că bărbatul este capul familiei. A spune că foarte multe conflicte în viața de familie au apărut din cauza faptului că nu și-a asumat rolul de bărbat bărbatul și femeia a trebuit să-și asume și rolul de bărbat, să fie un fel de, scuzați-mă, struțo cămilă. Și bărbat și femeie. Pentru că ea a trebuit să țină și rol de bărbat și rol de femeie în casă. Dar constituțional, de la Dumnezeu, femeia a fost construită să se supună bărbatului. Și bărbatul trebuie să fie cap în familie. Imaginați-vă că femeia vrea să fie și ea cap. Păi, de exemplu, un om care are mai multe capete, cum se numește? Cum? Am zice monstru, nu? Și imaginați-vă când într-o familie vor să conducă doi, să ajunge la haos. Imaginați-vă că eu am urcat la volanul mașinii și vreau și eu și partenerul meu sau oricine altcineva vrea să conducă. Să ajunge la accident. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu a rânduit ca bărbatul să fie preotul în casă. Știți, cuvântul preot în Biblie, și aș vrea să ating zona asta pentru că mi se pare foarte importantă, de fapt, preot în latină înseamnă constructor de pod. Preotul este cel care construiește podul. Adică, ce vreau să spun cu asta? Preotul duce problemele de la familie la Dumnezeu și construiește podul între Dumnezeu și familie
Și vine preotul și spune, uite, iau problemele de la soția mea, de la copiii mei și le duc la Dumnezeu. Preot în latin înseamnă constructor de pod. Adică eu construiesc podul între mine, familia mea, soția, copiii mei și Dumnezeu. Și mă duc cu problemele mele la Dumnezeu. Dar Biblia spune că noi trebuie să fim și profeți. Preotul are și oficiu de profet. Și ce înseamnă profetul? Profetul duce mesajul de la Dumnezeu către familie. Dacă preotul duce mesajul de la familie către Dumnezeu, profetul duce mesajul de la Dumnezeu către familie. Adică, stimată nevastă, uite ce mi-a spus mie Dumnezeu. Stimați copii, uitați ce spune Biblia. Și atât de important lucrul acesta. Sigur, vom auzi vești în care vor spune diferite femei, dar bărbatul meu nu poate să o conducă, că e mai mototol, e mai molcom, e mai nu știu cum, nu conduce el. Ascultați-mă, noi va trebui să dovedim supunere. Da, bărbatul pe de cealaltă parte va trebui să-și asume rolul de preot și de autoritate în casă. Și mai ales, prima direcție care trebuie să dea orice bărbat este direcția spirituală. Primul la rugăciune, hai să ne rugăm. Primul la biserică, hai să citim din Biblie. Am ajuns la concluzia că bărbatul poate să facă din familia lui un colț de rai sau o casă de demoni. De aceea vreau să vă spun în această zi că în primul rând când Dumnezeu va judeca familiile noastre, va chema preotul casei și va spune ce ai făcut din familia ta? Ce ai făcut din soția ta? Pentru că noi ca bărbați avem rolul să protejăm familia, avem rolul să supraveghem familia și să observăm tendințele pe care soția uneori le are, copiii le au. Și bărbatul trebuie să știe să fie vocea lui Dumnezeu pe de o parte, să se roage împreună, să creeze altarul. Pentru că asta înseamnă să fii preot în casa ta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta cu responsabilitate sfântă și în frică de Domnul. A doua nevoie pe care femeia o are este nevoia de dragoste. Iar nevoia bărbatului de cealaltă parte este nevoia de respect. Nu în fiecare zi am nevoie să mi se spună te iubesc. Dar soțiile noastre în fiecare zi au nevoie să spună ai făcut o mâncare bună, ești prețioasă, te iubesc. În momentul în care dumneavoastră ca soții vă pierdeți respectul față de bărbat, cea mai mare durere pe care o poate resimți un bărbat este ca soția să nu mai aibă respect de el. Vă dau doar măcar trei exemple prin care noi putem să atentăm la respectul pe care îl trebuie să-l manifestăm în relație cu soțul nostru. De exemplu, stimate soții, ascultați-mă bine acum. Să-l critici și să-l vorbești de rău la alții. Pentru el este cea mai mare traumă. Bărbatul meu este așa. Nu de puține ori mi s-a dat să intru în familie. Când am intrat pentru prima dată în familiile respective. Nu mă cunoșteau, nu-i cunoșteam. Nu vorbesc despre probleme în care te duci într-o vizită ca pastor și trebuie să afli niște probleme și să fii un ajutor, să te rogi, să dai consiliere. Nu despre asta este vorba, că de-aia a rânduit Dumnezeu păstori. Să fie un sprijin pentru familiile care trec prin cazuri. Dar vorbesc despre familii în care mă duc eu ca străin. Și numai ce a apucat să iasă bărbatul un pic să se ducă până la bucătărie, să aducă un pahar de apă și vine și spune, știi cum e soțul meu, frații mei, se descalifică de la sine. Niciodată n-am putut să privesc cu respect, cu apreciere această categorie de oameni care se duc și denigrează soțul la alții. Este cea mai urâtă formă de a atenta la respectul lui. Iarăși, atentezi la respectul de partener în momentul în care îl corectezi în public. Nu e așa, zice. Nu, pentru el a fost ca și cum tot cerul i-a căzut în cap. Sau, când îl compar cu Vasile sau cu Ion, o zice, uite Vasile cum se descurcă. Uite Vasile câți bani a făcut. Uite cum se descurcă. Deci, al compara, al critica la alții, al corecta în public, sunt forme prin care dumneavoastră puteți atenta la respectul lui. Dar de cealaltă parte, noi ca bărbați trebuie să fim atenți, că trebuie să îndeplinim rolul de preoți și a fi preot în casa ta. Spuneam, nu doar să dai direcție spirituală, familială, profesională, va trebui ca preot să-ți manifesti iubirea față de partenerul de viață. Noi creștinii, în general, nu avem probleme în a ne iubi nevestele. Și avem probleme în a le arăta că le iubim.
Deci aici văd problema. De aceea, dragii mei, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ne asumăm rolul și să împlinim nevoile în viața de familie. Nevoia de dragoste. O altă nevoie pe care ea o are este nevoia de comunicare. Pe de cealaltă parte, una dintre nevoile lui este nevoia de odihnă, de ticnă, de liniște. Și o să vă spun eu puțin mai târziu că orice bărbat are o cutie care în psihologie se numește cutia cu nimic. Un sertar în care se pune, tu zici, dar de ce stai de 15-20 de minute acolo? Nu faci nimic, ești leneș, nu-i leneș. Nu înseamnă că e ignorant. Nu înseamnă că nu-i pasă de problemele pe care le traversează familia, ci el caută soluții. Că dacă scopul femeii să vorbească, scopul bărbatului să rezolve problema. Și atunci el cântace, nu înseamnă că ignoră. Înseamnă că el se gândește la o soluție și nu va deschide gura până când nu va găsi un sort de izbândă. E mare lucru. Și atunci riscul e, stimate soții dumneavoastră, să puneți presiune. A, nu mă bagi în seamă. Mă ignor, nu-ți pasă de problemele familiei. Ești un irresponsabil. Nu. El pur și simplu atunci caută o soluție. Ce bine e să taci atunci. Dacă nu devii, intri în conflict cu ceea ce spune Biblia. Devii ca picătura strașinii. Deci Biblia spune a unui duc blând și liniștit. Zice, hai să citim 1 Petru capitolul 3 cu 7. Versetul ăsta vreau să fie un subiect de reflexie. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, adică mai sensibil, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ne oprim puțin aici. Tot Apostolul Petru are să spună în continuare despre femeie să se supună bărbatului și spune apoi, ce știi tu, femeie, dacă nu-ți vei mântui bărbatul? Prin ce? Prin comportament, prin purtarea voastră. Adică, când tu ca soție te supui bărbatului tău, poți să-l mântuiești! Fără predici! Fără apologie teologică! Fără să-i dai argumente biblice! Pur și simplu văzând comportamentul tău, mă, ce femeie supusă, mă, ce femeie ascultătoare! Tu poți să-l mântuiești prin treaba asta. Asta spune Biblia. Prin purtarea ta. În contextul supunerii spune treaba asta. A unui duc blând și liniștit. Când va vedea armonia, pacea ta, liniștea ta. De aceea, dragii mei, vedeți, în general, femeia comunică și prin comunicare ea zidește relații. Noi prin comunicare, pentru noi, pentru ele comunicare un scop, pentru noi comunicare un mijloc. Ele prin comunicare zidesc relații, noi bărbații prin comunicare oferim informații. Punct. Asta este mare diferență. Pentru ele comunicarea înseamnă a forma relații, pentru ei comunicarea înseamnă a transmite informații. De aceea, dragii mei, e foarte important să acordăm atenție și timp pentru comunicare. Surorile au nevoie de atenția noastră. Stimați bărbați, am un apel pentru mine și pentru dumneavoastră. Va trebui să ne facem timp să le ascultăm. Multe familii s-au resemnat și multe soții plâng. Și au ajuns în punctul în care pe care cercetătorii pe parte de familie îl numesc familiile indiferent. El cu viața lui, eu cu viața mea, el cu banii lui, eu cu banii mei și suntem indiferenți. Ce problemă? Numai să nu fie probleme, să ardă casă și cam așa. În rest, fiecare așa impasibil indiferenți. La acela pol sunt ăia care sunt certăreți și conflictuali. Nici n-apucă bărbatul să zică două vorbe și zice, nu-i bine. Nu zice, n-am zis decât prima silabă. Conflictualii. Mai sunt și perfecționiști. Domnule zice, ți-am zis că trebuie să fie curat, dar eu văd curat în casă. Dar ei sunt perfecționiști, vor să vadă totul la linie. Și de aici se nasc o grămadă de conflicte. Însă vreau să vă spun în această zi că e important să dăm atenție comunicării, pentru că noi știm că atunci când n-a mai vorbit Adam cu Eva, a vorbit șarpele cu Eva. Și sigur că deznodământul a fost unul tragic. A zice aici, dragii mei, că, pe de altă parte, dacă noi suntem chemați să împlinim nevoia lor de comunicare, dumneavoastră știți că el acum au tendința să vorbească dublu decât bărbații, pe de cealaltă parte aș face un apel către soții. Să fie atente la nevoia bărbatului de liniște. Sunt momente în care el are nevoie de odihnă. Are nevoie pur și simplu să-și reîncarce baterie. Nu găsește soluție, el se bagă în cutia cu nimic, se alimentează și apoi merge mai departe. În momentul ăla,
înțelept e să taci și să lași să se realimenteze și se va revitaliza și va porni mai departe în luptele și provocările vieții. A patra nevoie și ultima pe care aș vrea să o aduc în discuție este ea are nevoie de siguranță, de stabilitate. Prin, evident, atenția față de nevoile ei și prin asigurarea nevoilor de bază. În 1 Timotei 5,8, știți ce spune Sfântul Apostol Pavel? Dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Și este mai rău decât un? Adică eu nu pot în virtutea faptului că eu sunt un om care vreau să fac lucrarea lui Dumnezeu să las de izbeliște familia. Nu, amu mă duc la o familie săracă și toți banii din casa mea eu să-i dau la familia săracă, timp în care pruncii mei nu au mâncare în frigider. Nu o să se revolte pruncii ăia împotriva mea mai târziu și împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeul pe care tu îl zici, ei nu înțeleg pe Dumnezeu decât prin prisma ceea ce văd la mine în prima fază a copilăriei lor. Și zic, Dumnezeul ăla pe care tu îl zici, tata, te învață să ne lași pe noi morți de foame în casă cu frigiderul gol? Și atunci datoria mea ca tată, ca bărbat, ca preot în casă, este să asigur nevoile de bază, să mă asigur că soția mea, copilul meu, nu duce lipsă de nimic. Cum adică? Eu să ajut pe alții și pruncul meu să n-aibă să-și plătească rechizitele la școală sau la grădiniță? Eu să ajut pe alții și pruncul meu să n-aibă sandwich la școală? Biblia spune, mai întâi trebuie să ajuți familia. Și dacă familia nu mofturi, dar dacă familia are nevoile de bază asigurate, voi merge mai departe și ajutăm familiile din biserică care au probleme și apoi se extinde mai departe lucrarea dărniciei și ajutorării. Dar să nu uităm, stimați credincioși, stimați bărbați, stimați frați de credință, faptul că ele au nevoie de siguranță și stabilitate. Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care o putem face copiilor noștri este ca soțul și soția să se înțeleagă, să fie un climat de pace și de armonie acolo. Mi-aduc aminte, am avut odată o discuție, să știți că nu toate conflictele sunt rele. Psihologii vorbesc despre conflictul pozitiv. Și știți când conflictul e pozitiv? Când, de exemplu, este un conflict cognitiv, intelectual. Când, de exemplu, discutăm pe bază de argumente. Și e și normal să se întâmple asta, să fie discuții pe bază de argumente. Cum crezi tu, cum cred eu? Știți când devine conflictul dăunător? Când nu mai e conflict intelectual, adică pe bază de argumente, cognitiv, și conflict emoțional, adică încep sentimentele. Și apoi reproșuri și atac la persoană. Tu vorbești, semăn cu maică ta. Nu, numai pe taică tu-l văd în tine și tot așa. De aceea, dragii mei, atâta vreme cât o discuție, fie și în contradictoriu, este în parametrii bunului simț și argumentelor logice, raționale care se dau, ele ajută la modelarea, ajustarea și a înțelegerii așteptărilor și percepțiilor pe care le au fiecare despre diferite situații ale vieții sau cu privire la propria viață de familie. Aș pune o întrebare în seara asta. Stimați bărbați, dacă, de exemplu, vă cheamă Noe și a zice, eu mă duc să construiesc o corabie, dar știți că stau la ea, în jur de 100 de ani, și nu o construiesc la corabia aia, va urma familia? Dacă răspunsul este nu, înseamnă că nu sunteți preoți în casa voastră. Dacă familia va urma, înseamnă că sunteți preoți în casa voastră. Era atât de abstract ce voia să facă Noe. Și știți ce a zis familia? Sem, Ham și Iafet? Mergem după tine! Nu înțelegem nimic ce spui tu, Noe! Nu înțelegem proiectul tău, planul tău cu Dumnezeu! Uite, au trecut un an, 50 de ani, 70 de ani, 100 de ani și nu vine niciun potop! Dar știți ce a zis familia? Nu știm ce vrei tu să faci, Noe! Dar credem că tu ești omul lui Dumnezeu și ești preot în casa ta și noi ne încolonăm și ne punem în spatele tău. E, dacă soția și pruncii tăi se pun în spatele tău și spun nu înțelegem ce faci tata, dar noi știm că tu ești omul lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii preot în casa ta. Să zică familia, nu înțelegem și tu spui, nu vom merge în locul cu tare. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu îmi spune mie că nu-i bine. Și atunci ce zice soția și ce zic copiii? Facem cum spui tu, tata, că te-am văzut deseori cum te rugai și Dumnezeu ți-a dat răspuns. Facem cum spui tu, tata, că tu nu te joci cu Dumnezeu, că la tine postul-i post, biserica-i biserică, trăirea neprihănire, trăirea neprihănire. Știți ce aș vrea să vă invit la final de seară, probabil în următoarele 7-8-10 minute? Să facem o rugăciune prin care să ne uităm spre partenerul de viață. Și să faceți exercițiul pe care l-am făcut de dimineață. Unii se potignesc când mai dăm exemple și trebuie să avem grijă. Dar câteodată mi se pare că dăm exemple despre Billy Graham, despre mari evangeliști,
Și câteodată ar trebui să mai dăm exemple și de aici, de lângă noi. De dimineață, mai ales fiindcă știam că urmează să am predica asta, ne-am trezit de cuzorii dimineții, am citit capitolele ca să fiu un grafic cu cititul și în ritm cu biserica. Soția a pregătit micul dejun, deci soacra n-a nimerit cum era soacra cealaltă. Și, bineînțeles, cel mic a fost dus la grădi și după ce ne-am rugat, am servit. Imediat după ce am servit, i-am spus soției mele, vreau să-mi spui câteva lucruri pornind de la propoziția asta. Te iubesc și te respect pentru. Și să văd dacă ea găsește motive pentru care să-mi spună că mă iubește și mă respect. Și a încercat. Prima. A doua propoziție. La a treia propoziție a izbucnit în lacrimi. E, vreau să vă spun că altarul așa se creează în familie. După aceea mi-a venit rândul să-i spun te iubești și te respect pentru că. Vreau să știți cât de important este ca familia să aibă un altar în care să fim atenți la luptele dintre noi, la lacrimile dintre noi. Știți câte femei suferă pentru că n-au un partener pe umărul căruia să poată plânge și cu care să poată uni în post și în rugăciune? Dumnezeu vrea ca în familia creștină să se întâmple asta. Este o comunicare deschisă. Uite că astea sunt problemele mele, astea sunt frământările mele, astea sunt hopurile mele spirituale. O familie în America tare supărată a fost, s-au certat toată seara și apoi îi scrie înainte să adoarmă, îi scrie într-un bilet, zice așa: mâine la ora 5 dimineața să mă trezești că trebuie să zbor până la Chicago pentru niște, eu știu, obiective profesionale, trebuia să zboare cu avionul. La 5 trebuie să plec ca să prind avionul. Deci a scris în bilet, nu-i spunea verbal că era supărat pe ea, să certați. No, și la 5 dimineața ea își pune ceasul, se trezește, scrie și ea pe bilet: e timpul să te trezești, 5 dimineața. Nu ăsta să trezește la ora 9. Imaginați-vă ce a urmat. A început să zbiere prin casă. Nu ți-am spus să mă trezești! Păi te-am pierdut avion, am plătit atât de sute de euro, aveam o întâlnire importantă la locul de muncă, asta și asta și asta. Și când se duce la bilet, zice, e timpul să te trezești. E ora 5 dimineața. Nu, zice, eu ți-am spus. Cum i-ai spus tu mie, așa ți-am spus și eu ție. Imaginați-vă, dragii mei, că în felul ăsta familia se distruge cu totul și nu este zidit. Ar trebui întotdeauna să mergem în vederea reconcilierii și împăcării relațiilor și să nu uităm de ce spune Biblia, să n-apună soarele peste mânia noastră. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Și dacă, ia spuneam că a patra nevoie fundamentală este nevoia de siguranță și stabilitate, nevoia bărbatului este de intimitate. Așa a creat Dumnezeu bărbatul. De aceea, noi în viața de familie va trebui să fim atenți la toate aceste nevoi cu care ontologic Dumnezeu ne-a înzestrat. Acum, dacă am spus că o familie înțeleaptă, în primul rând, respectă principiul autonomiei, în al doilea rând își asumă rolul pe care îl are, mare atenție să nu se ajungă la război civil. Fiecare dintre ei să ajungă să certe și în momentul în care se ceartă soțul și soția, cei mai mari perdanți vor fi cine? Copiii. Ucidem o grămadă de potențiale prin faptul că ei nu văd în noi modelul lui Hristos. Înțelepte sunt familiile care se feresc de certuri, soț, soție, de față cu copiii. Aduc aminte, odată am avut o discuție contradictorie cu soția, nu foarte aprinsă, cel puțin atunci, ca să nu mă divinizați, că și bărbații se mai ceartă câteodată, femeile mai des decât bărbații. Și după ce a fost discuția contradictorie, m-am uitat la pruncul meu și am zis, băi, e suficient de mare să înțeleagă. A venit între noi, a zis, tati, acum am stins becul în cameră, pupă pe mami. Nu numai de pupat, acum mi-ar gâdea mea să pupă mami. Și a trebuit să fac. Mi-a luat mâna mea, a luat mâna ei și ne l-a lipit și acum a zis, tati, tu pupă pe mami, mami pupă pe tati și uite așa a dormit copilul. Până n-a văzut că mâinile noastre s-au împreunat, el n-a putut să doarmă. Mi-am dat seama că în sufletul ei este un strigăt să vadă numai pace și armonie. Și asta trebuie să fie lupta noastră ca părinți, să asigurăm un mediu de iubire, de respect, de armonie în viața de familie. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru ei e capital lucrul ăsta, într-un climat de pace și de armonie, copilul crește sănătos. Să vadă că soțul și soția se iubește și se respectă.
Mi-a zis odată un copil, n-am putut să văd când soțul o călca în picioare pe mama, ce m-am făcut mare. Și am zis, odată dacă mai prinde, nu mă bat parte în parte cu tata. Nu putea să suporte ideea faptului ca mama să fie călcată în picioare. Pentru copii e o traumă care nu pot să o treacă peste ea toată viața, decât numai Dumnezeu prin puterea Lui. Vor urma imaginile alea în care vedea scenele sinistre, dar întotdeauna copiii își vor aduce aminte de un tată care se ruga. Nu mai spun eu de câte ori nu m-a supărat pe mine taică-miu. Când eu mă duceam în clasa a doua sau a treia și ziceam așa, era 7 și ceva dimineața, eram obișnuit să nu lipsesc de la școală, te rog, dăm bani pentru cartea de algebră. Greu se lăsau banii de cărți, pentru că așa era condiția materială atunci. Și el era la rugăciune, treceau 10 minute. Vai de mine, nu suntem. După 20 de minute, el tot se ruga. După 25 de minute, eu tot la rugăciune. Abia așteptam să spun amin. Au trecut ani. Și dacă eu toată viața am văzut în el un om puternic, am zis, cineva mai puternic decât el, care îl îngenunchează în fiecare dimineață la pat. Au trecut ani și lucrul ăsta mie îmi stăruie în minte. Când îl vedeam dimineața că se roagă, seara că se pleacă pe genunchi. Astea sunt imagini pe care nu le poți uita. Nu se mai desparte sufletul tău niciodată. Și noi ca părinți trebuie să ne învățăm copiii de mici. Cât de important e, puiule, să ne rugăm la masă, să ne rugăm în fiecare dimineață împreună. Când îmi iau copilul, duc deseori la grădință, nu există să nu ne rugăm cât de târziu ar fi. Tate, roagă-te după mine. Acum mi-a zis, seara trecută, a zis, tate, acum nu mai rog cu tine, că am crescut mare, mă rog singur. A zis, Doamne, ajută, păzește-mi de război, că a văzut zilele trecute, veneam din București, pe autostradă București, Găiești-Târgoviște, și am văzut niște rachete și am arătat, eram la Cinoc, când veneam de la Evanghelizare, uite, tate, rachete, nu știu ce pregătesc oamenii ăștia. Și în fiecare seară de atunci se roagă, Doamne, păzește-mi de război. A zis, tate, rachetele din Israel, nu știu de unde ori fi, tate, dar trebuie să ne rugăm. Și e important să vadă în noi că ne rugăm, că suntem nelipsiți de la biserică și că avem valori pentru care luptăm. Și sunt valori la care suntem gata să nu renunțăm niciodată, indiferent ce se va întâmpla. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Restul rămân doar vorbe, pentru că ei se vor uita întotdeauna la faptele noastre. Sigur, dragii mei, că un al treilea principiu, și nu mai dezbat pentru că e destul de târziu, doar tangențial, e important să fim atenți, dragii mei, aș numi principiul acesta, atenție la gestionarea diferențelor dintre el și ea. Sunt diferențe între noi. Sunt diferențe, pe de o parte, diferențe de opinie. Avem istorie diferită, culturi diferite, personalități diferite, temperament diferit, dar sunt și diferențe de creație. Soția e orientată pe relații, bărbatul e pe obiective. De exemplu, atunci când apar discuții, femeia e înclinată să vorbească dublu decât bărbatul, ea are vederea periferică, asta am aflat eu mult mai târziu, vreau să face că atunci când vrei să-i dai mamei tale 50 de lire pe ascuns, și ai vrea să nu vadă ea, ea se uită cu ochii în cealaltă parte și numai ce observi cât i-ai dat. Păi n-am știut că tu ai vedere periferică, oare? De exemplu, femeia e construită de Dumnezeu să vadă bine, dar de aproape. Deci asta să o știți. Ea vede bine, dar de aproape. Bărbatul vine, vede mai puțin de aproape, dar vede mult departe. Așa se face că dacă pe o masă veți vedea un bărbat la un birou, zice, dar unde-i documentul meu? Păi, dar unde-i documentul meu? Unde mi-ai pus document? Nu zice, dar tu nu vezi, zice, uite în ochii tăi. Zice, la frigider, zice, unde, domne, zice, unde ai pus tu icrele alea? Nu zice, aia e în frigider. Dar nu sunt frigider. Ba da, sunt frigider. Și ea se duce și nu mai le găsește în frigider. Era un frigider. Dar dacă ea vede aproape bine, bărbatul vede la depărtare mai bine. De aceea e important în marile decizii și proiecte de viață dorințele femeii să țină după ale bărbatului. Pentru că el va spune, uite ce se întâmplă dacă, eu văd în an, eu văd în luni, în săptămâni, ce se întâmplă. Așa a fost creați. Și trebuie să fim atenți la diferențele acestea. De exemplu, când ea se supără, e tentată să-și exprime supărarea în toate compartimentele vieții și la oricine. Când bărbatul se supără, dacă a ieșit din casă, se întâlnește cu un frate, îi zâmbește, vorbește despre ce altceva. Ea nu, ea rămâne acolo blocată în problema ei. Când ea țipă, în general, ea s-a deconectat, rațiunea s-a deconectat de afectiv. Și când strigă, noi știți ce credem bărbații? Că ele vor să ia controlul. Nu zice tu, adică vrei să fii tu șefa în casă. Atunci bărbatul spune, nu, că trebuie să asculți de bărbat. De aia s-a deconectat și când s-a deconectat, strigă. De aia nu strigă ca să preia controlul. Ea strigă că s-a deconectat.
Noi bărbați, atunci când ele strigă, noi vrem să le explicăm argumentele lor, ce nu mai merge. Lasă-o să-și potolească lacrimile și apoi explică-i, să se reconecteze. Dacă nu vom înțelege diferențele acestea, nu vom ști exact cum să ne raportăm unul la celălalt. O altă chestiune, în general, bărbatul, dacă nu îl mulțumește ceva, îi spune direct. Femeia nu. Ea ți-o spune altfel, prin gesturi. Mă trece pe lângă tine și... Dar zic, azi nu mi-ai pregătit, ce ai eu? Adică zice, te faci că nu știi? Nu, zic, nu știu. E, nu, ghicește, zice. Vă rog frumos, nu-i lăsa să ghicească, că nu merge. Tu nu ce ai făcut ieri, zice, când ai fost la maică ta? Ești la taică, tu și-ai spus asta. De aceea cel mai bine este să comunici la vreme și să n-apună soarele peste mânie și să comunicați când între voi sunt discuții. Nu comunicați despre voi, comunicați între voi și comunicați amândoi cu Dumnezeu. Și Dumnezeu are soluție pentru orice problemă. Mă rog în toată inima ca Dumnezeu să ne ajute. Și ultimul, ăsta chiar nu-l mai dezbat, ultimul principiu pentru înțelepciunea în viața de familie este, spuneam, hai să le luăm într-o recapitulare ca să cântăm ceva și să ne rugăm. Primul principiu, spuneam că este autonomia în viața de familie. Se creează o familie nouă, dăm libertate. Al doilea principiu este asumarea rolurilor. Al treilea principiu este atenție la gestionarea diferențelor. Și al patrulea principiu, atenție la așteptările pe care le are unul și celălalt. Cum vă știi ce așteptări are soția de la soț și soțul de la soție? Prin comunicare. Cum vezi tu căsătoria? Cum vezi tu familia noastră? Ce ar trebui îmbunătățit să meargă mai departe relația bine? Astea sunt obiceiuri sănătoase care vor ajuta familia. Când femeia trebuie să ia și rol de bărbat și de femeie, să-și îmbrace pălăria și să plece, să înfrunte viața, înseamnă că tu, ca bărbat, ai pierdut autoritatea de preot în casa ta. Și atunci doar vrei să fii ascultat. Dar respectul nu se cerșește, se câștigă prin faptul că tu îți asumi rolul de preot. De aceea, când bărbatul va fi preot în casa lui, femeia se va supune și în acest mediu, în această ordine, în această armonie pe care Dumnezeu a lăsat-o, copiii vor crește sănătoși, binecuvântați și vom fi o familie binecuvântată, o priveliște pentru biserică, pentru îngeri, pentru oameni și pentru demoni. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute să păstrăm familia.